Așadar, este vorba despre un proiect pe fonduri europene care include străzile Milkov, porțiunea dintre piața General Bertlow și zona cunoscută drept Beverly Hills, strada Traian Vuia, strada Henri Coantă și bulevardul George Coșbuc. Se înlocuiesc benzile de carosabil, se înlocuiesc linii de tramvai și trotuare. Dar haideți să vedem cum se face. La foarte mulți bani aia declarați pe panou, iată cum se reabilitează trotuarul. Se sapă, nu foarte adânc, mai vine o ploaie, mai lasă noroi și peste noroiul respectiv, haideți să vedem ce se pune. Așadar, se pune un strat destul de mărunt și mic, destul de grosier și mic ca înălțime, de câțiva centimetri, de așa zis balast, iată, cu pietrele acestea nesortate. Și de apoi se vine cu o strat suport de beton, care vedeți și dumneavoastră cam câți centimetri are. Cât să fie? Vreo 4, 5 maxim. Și apoi se va pune asfalt, dar uitați-vă în înălțimea bordurii, că asfaltul va fi destul de subțire. Adică va avea cam vreo 2, maxim 3, hai 4 centimetri. Nici de cum săpăturile adânci declarate în proiect cu umplere cu balast și așa mai departe. Deja pe toată lungimea străzii, acolo unde îi încurcau, au început să dispară copaci. Trebuie văzut în funcție de situația anterioară de pe Google Street View, putem vedea cam câți copaci au dispărut de pe marginea străzii. Știam că proiectele europene păstrează numărul de arbori, pe cât posibil se luptă eventual să-i mulțească. Aceste canalizări au aparținut Rom Telecom. Nu știu dacă ele mai apar și în proiect, cine mai știe de ele. Uitați, este una aici pe care eu o știu de când eram mic, de 6-7 ani. Este exact la fel ca atunci, cu această spătură. Deci, de acum mai bine de 30 de ani, această canalizare rezistă aici, capacul spart, și ea va fi și în noua lucrare europeană. După atâtea zile cu ploaie, a ieșit soarele și acum e, să spunem, practicabil. Vă dați seama cum arăta zona asta în momentul în care ploua torențial și înainte să pună betonul ăla, nu au existat, iată ce au pus acolo, nu au existat pasaje de trecere pentru pietoni. Eu sunt curios, care așa se lucrează și celelalte țări europene, cu banii europeni. Iată așadar peste ce se toarnă betonul din banii europeni. Vedeți? O suprafață neregulată, pietre de diferite mărimi, în diferite locații adunate. Da? Cam pe asta, cam cât credeți că o să reziste betonul până va începe să se crape, să se onduleze? Câțiva ani, că se treacă perioada de garanție. Se lucrează așa, dezorganizat, se înfundă guri de canal. Iată resturile altor copaci sacrificați. Sunt curios dacă ei apar în proiect în vederea tăierii, dacă au avut aviz de la mediu. Aici pe colțul străzii Milkov cu Traian Vuia era o mulțime de copaci în curbă, da, printre stâlpii ăștia. Nu mai e niciunul. Dacă ești locuitor în zonă, cam așa trebuie să te descurci, cum vedeți copilașul acela, printre noroaie, făcând sport extrem. Eu sunt curios dacă așa le-a indicat în proiect arhitectul sau inginerul constructor care a proiectat detalii de execuție, dacă așa arată organizarea de șantier și cu atât mai curios sunt dacă așa arată într-un proiect cu adevărat european, într-o țară civilizată din aceea în care am vrea să fim. Uitați-vă la copilul acela. Ia să facem un mic zoom, să vedeți cum merge săracul în echilibru ca să nu-și murdărească încălțările. Da? Pentru că n-are pe unde altundeva să ducă acasă decât din spatele mașinilor pe aici, unde vine domnul cu sacoșa. Și-a făcut acest ocoliș copilul pentru că, iată, prin ce noroi trebuia să treacă altminte. Așa
Am și eu o întrebare pentru marii supraveghetori de lucrări de fonduri europene, cu fonduri europene de la Agenția Regională de Dezvoltare Sud-Est. Asta vi se pare vouă a fi o bordură pusă cu aliniamentul corect? Da? Ia, haide să vedem. Iată. A? Se vede? Asta se numește devierea circulației printr-un șantier. Vedeți că nu sunt indicatoare de ocolire, nu e clar pe unde e, prin stânga, prin dreapta. Uitați-vă la acela cu mașina roșie. Da? Acum s-a prins că el de fapt trebuia să facă la dreapta, pe lângă, pe acolo. Da? Pentru că nu există nicio grijă pentru cetățeni, respectiv pentru cei care din impozitele lor și taxele pe care le plătesc statului, contribuie la aceste fonduri europene care apoi, într-o mai mare măsură decât am plătit, e adevărat, ni se întorc ca să facem lucrări, zice se, de modernizare. Aici se cheamă că avem o intrare în șantier, vedeți că nu există niciun panou, deci dacă nu te duci în capătul străzii să observi acel panou pe care l-am filmat noi la început și care deocamdată nu este în cadrul lucrării, este în afara ei, nu știi ce se întâmplă, cine face, pe ce bani, care este termenul de finalizare. Probabil că rușinea de a afișa aceste date provine tocmai din modul în care arată lucrurile pe teren, modul în care se cheltuie banii europeni, într-o dezorganizare totală, cu nici măcar cel mai mic standard de organizare de șantier respectat și cu un total dispreț pentru cetățeni. Nici față de muncitorilor nu au aceste firme minim de respect. Uitați-vă unde le-am plasat toaleta, deci ca să ajungi la ea n-ai pe unde altundeva decât prin noroaie. Da? Asta este toaleta de șantier ce ați văzut acolo și asta este calea prin care poate fi accesat. Ori prin arătura de mai devreme, ori prin noroiul pe care l-ați văzut acolo în partea din nord a intersecției. Această pletea de legătură prin care oamenii pot ieși de pe strada Milgov către liceul Mircea Eliade, îmi scapă numele străzii pe care se află acela acum, stă așa de când au început lucrările pe strada 1 decembrie 1918. Întâi au fost aici niște linii de tramvai care trupeai mașina, trebuia să mergi cu antuia și cu mare grijă. Acum au lăsat gropile astea, era foarte simplu să facă cu compresorul o dată la două săptămâni, să pun un mic strac de pietriș. Uitați-vă cam ce off-road se face pe aici. Acum configurația traficului s-a schimbat, da? Se vine pe aceeași sens de mers împărțit în două benzi, mă rog, dinspre 1 decembrie 1918 pe Milkov și ajungem la intersecția cu strada Traian Fuia, numai că aici nu există niciun indicator, după cum observați, nu se știe cui trebuie să-i dea prioritate. De exemplu, eu dacă vin așa pe drum, cum merg acum, trebuie să le dau prioritate când mă duc înainte pe sensul normal la deal către micro 13 celor care vin pe Traian Fuia. Da, nu știe nimeni, nu există indicatoare de șantier, au tras o simplă dungă galbenă, apoi nu știi dacă ai voie să intri pe strada Traian Fuia. Iată, a apărut acum un indicator cu dublu circulație în ambele sensuri, dar nu există indicatoarele pentru cedează trecerea și așa mai departe. Ai ocolire, da, acolo, ai ocolire aici, numai că o să vedeți că pe Traian Fuia, așa cum au organizat ei, fără marcaj, uitați-vă cum vin oamenii aceia, da? Și acesta este aici. A, bine, și-au dat seama la timp, dar mai vedeți că mai vine unul. De ce oare? Haideți să vedem. În mod normal, aici ar fi trebuit executat o săpătură mai mare de un metru, peste care se pun 80 de centimetri de balast, și mai departe, se pun apoi plăci de beton, peste care se pun șine de tramvai cu cauciuc, ca să nu vibreze, etc. Aici, dacă o vedeți, uite, asta se va comprima, așa cum am văzut și în restul lucrărilor. Peste asta se va pune ceva beton, apoi și în tramvai, mie unul, până nu-mi demonstrează cineva exact cum s-a lucrat aici. Asta îmi sună mare păcăleală. Pe bani europeni, facem economie la metri cubi excavați și la material de suport, balast și așa mai departe, de calitate, până de calitate inferioară, sau niște pietre efectiv care au fost în linia de tramvai, au ținut șinele pe vremuri.
Și cu asta am închis lucrarea, nu mai vede nimeni ce e dedesubt, că de, dacă trece perioada de garanție, totul e bine și ok. Alt copac tăiat proaspăt, dublat așa cred, că din câte se vede pe trunchi n-avea nimic. Încă unul aici. Toate situațiile astea se întâmplă pentru că, întâi de toate, nu s-a tras o dungă continuă, marcaj în acela galben de șantier. Unii nu știu că n-au voie să depășească, vedeți că își revine acum. Și mai este o mică problemă. Pe strada aceasta, oamenii își lasă mașinile la bordură, că în spatele blocului lor nu mai este loc de mult cu ce cartiere strânte s-au făcut. Mă rog, raportate la populația, să zicem, între ghilimele de mașini de la vremea aceea. Dar nici nu i-a anunțat nimeni pe oameni să-și ia mașinile, să-și le pune pe trotuar, să-și le ducă în altă parte, pentru că aici va fi circulație în ambele sensuri. Poliția locală nu are nicio treabă cu circulația, nu o interesează. E, și iată porțiunea despre care vă spuneam, cea mai complicată, dintre bulevardul Aricoandă, intersecția cu bulevardul Aricoandă, străzi Treampuia și prima străduță care intră în parcări aici, la blocuri, unde oamenii își parchează mașinile spic. Ce să vezi, aici nu mai este loc să faci circulație în două sensuri, decât dacă o delimitezi foarte bine. Da? Și unii s-au supărat și au pus delimitatorul acela pe lângă care nu se putea trece prin spatele unei mașini. L-au pus chiar în spatele unei mașini, s-au dat jos probabil în cursul dimineții sau nopții și l-au mutat. Și o să vedeți că de fapt tot comportamentul ăsta haotic are și o explicație la... Aici s-au modificat regulile, s-a pus un indicator de ocolire, doar că cu ochii după el, oamenii nu mai observă celelalte indicatoare pe care, iată, acum de se văd abia după panou, care anunță atenție circulației în ambele sensuri. Aceste indicatoare trebuiau puse foarte vizibil, cât se poate de vizibil, eventual chiar sub indicatorul ăsta de ocolire, unul din ele, cel cu ambele sensuri, da? Pentru că altfel lumea este... Uitați-vă ce s-a întâmplat în față. Este năucită, nu mai știe de unde s-o ia, de ce vin unii din sens invers. Și... așa se creează ambuteiajele. Pe banii noștri, pe nervii noștri, pe timpul nostru al tuturor. Cam asta a fost o scurtă privire asupra unei lucrări, așa zis, europene. Da? Cu bani europeni. Cam așa arată. Asta e termenul de finalizare, 31 iulie 2021. Credeți că vor termina ei această lucrare până la capătul Coșbucurii, în acest răstimp? Și iată, vorbim despre 86 de milioane de lei. Aproape 20 milioane de euro venite de la Uniunea Europeană pentru o asemenea bătaie de joc, cu lipsă organizare de șantier după standarde, cu o aparență a lucrărilor făcute de mântuială. Nu știu, vom reveni foarte mult pe acest subiect. Deocamdată e doar așa un mic preambul.